Salut și tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră în care vom scos acest un server. Astăzi facem minigame-urile, mai exact facem survival games-ul. Pentru că avem o mapă de survival games destul de șmecheră, nu e asta. Asta e lobby-ul ăla care l-am făcut atunci la nașpa. Avem un plugin de survival games foarte șmecher, îl găsiți și în descriere, la fel și mapa. Pentru a seta spawn-ul la survival games, acolo o să fie survival games, scrie slash sg set global lobby. Și global lobby location has been set. Acum tot ce trebuie să facem este să mergem în mapa de survival game slash mvtp breezy. Poate că unii dintre voi știți deja mapa. În fine, slash wand. Bun. Acum o să facem niște selecții ca să nu se poată sparge în lume. Așa. Venim pe aici. Ceancurile mi se încarcă foarte greu. Hai să urcăm în sus. Bun. Nu cred că e o problemă. Bun, aici. Și o să mergem încoace. Și mapa e făcută pe super plat. Bun. Unde suntem? Mai mergem un pic. Cum și dăm click dreapta. Slash rg. Fără. Slash rg. Define. Su. Breeze. Slash rg. Flag. Breeze. Build. Deny. Bun. Oh, iar am greșit. De noi dat timpul greșesc la chestiile astea. După aia să nu se spawneze mob. Mob. Spawning. Deni. Și ce mai vrem? Fall damage, lăsăm, lăsăm. Bun, deci slash sg wand. Asta trebuie să faceți și voi. Mergem aici și ne teleportăm slash tp 288 space 3 space 428. Așa, și aici o să dăm, am dat click dreapta, așa cum dăm click slash sg create arena 1. Așa, arena 1 minim player să fie 3. Maxim player 24. Bine, o să punem altă arena. Arena Breeze să se numească. Night lag for a few moments. Mike. Bun. Așa. Bun, acum ne se face arena 5,62%. Cred. Bun. Așteptăm până o să se facă toată. No, bun, deci mi s-a încărcat lumea și ca să spawneze playerul fix pe chestiile astea, o să trebuiască să dați slash sg add spawn space breeze. Bun, mai mergem la unul, trebuie să fie 24. Trebuie să fie 24, arena asta are 24 de slot, adică între 24 de playeri. Și dați așa până la până vă scrie acolo 24. Până ați dat pe toate. Să găsiți spawn. Foarte interesant. Chiar dacă nu dați chiar aici, da. Și uitați că chesturile de pe mapă nu se umple numai când... nu știu unde a rămas aici. Asta l-am pus. Bun. Chesturile de pe masă, de pe mapă, nu se încarcă doar la... Doar când arena începe, foarte șmecră chestia asta, 11, 12, 13. Cred că o să începem o serie de server download, în care o să descărcați direct serverele gata făcute. Primul server o să fie doar cu o secțiune de survival. Oh my god, ce plictisitor.
20. Asta nu cred că l-am făcut. Să fac 21. Adică sigur nu l-am făcut. 22. 23 și încă unul și gata, bun. 24. Bun, acum încă nu o să faci. Bun. Acum pentru deathmatch, eu vreau să spunez toți playerii în deathmatch aici sus. O să scriem slash sg add deathmatch. Deathmatch. Deci dăm add deathmatch și enter și arena name Breeze Island, așa se numește. Bun, acum o să mergem în lobby. Slash mvtp minigame. Bun, și ne-am dus aici în lobby. Și ca să intri într-o arenă cu signuri, avem în mână un sign. Ca să intri în arena cu sign, scrieți între paranteze SG join breeze e breze. Bun. Done. Și mi arată că SG waiting 0 din 24. Și când dați click dreapta pe asta să nu aveți nimic în mână, pentru că zice că you must have nothing in hand. Bun. Intrați pe mapă. Așa și ne-o spawna la locul de spawn. Stați un pic, slash c, slash sg, leave, dați slash sg leave pentru a ieși și vă aduce aici în spawn și mai dați o dată, eu mai dau o dată cel puțin. Așa este my kits, purchase more kits și VIP kits. O să-mi iau asta pro. Bun, arena nu poate începe numai de la cât... Bun, arena nu începe numai de la câțiva playeri. Stați să văd ce mai am pe aici. Ce, aici avem un survival. WhatsApp 92 a făcut arena. Avem aici shop cu iteme, nu știu, iteme normale și leave. Dacă cumva ați făcut chestia asta și vreți să vedeți mapa, dați slash warp set și salut, să zicem. Set warp salut și dați slash g leave. Slash warp, salut. Și vă duce în mapă și puteți să o vedeți. Bun, deci cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Să vă abonați pentru mai multe videoclipuri. Și ne vedem data viitoare. Pa!